aș vrea să vă reamintesc că stagiul militar în momentul de față în România este suspendat, nu este anulat. Evident că e o discuție care apare tot mai des în spațiul public. Sunt câteva state care au în continuare serviciu militar obligatoriu, unele care l-au reintrodus, de pildă Suedia, după informațiile mele, reintroduce acest stagiu militar obligatoriu. Și noi am discutat de multe ori cu acesta. Există, n-aș spune o nostalgie, dar există o analiză, zic eu, pragmatică vis-a-vis de acest subiect și deocamdată n-am dus în guvernul asemenea inițiativă și nici nu cred că foarte curând vom putea discuta despre reluarea stagiului militar obligatoriu în România. Tocmai de aceea căutăm variante alternative, așa cum este programul acesta dedicat rezerviștilor voluntari. Nevoia este foarte mare de încadrare în Armata României. Dimensiunea cifrei este, zic eu, relevantă în acest sens. 6.457 de posturi scoase la concurs într-un an înseamnă foarte mult, foarte mult. Dar nici cu aceste 6.457 de posturi noi nu o să reușim să închidem pe 100% nevoia de încadrare a Armatei României. Asta înseamnă că vom continua și anul viitor, pentru că pentru noi este important să reușim să fim operațional 100%, astfel încât să acoperim toate nevoile de funcționare ale Armatei României.